După atâtea discuții controversate despre cuplul Maria Antonio, era cazul ca cei doi să se lămurească în privința anumitor aspecte. În mine era dorința să avea o relație, dar nu mai credeam. Și mă gândesc că ajungând aici, fiind privat de telefon, de prieten, de job, de hobby-uri, de tot, se face să te întorci la ceea ce ai tu nevoie. Eu n-am crezut deloc în emisiunea asta, deci jur. Și cum mă simțeam la început? Ca un șobolan. Un experiment în care se uită lumea la mine, uite, vezi cum se... Și chiar dacă simțeam că se schimbă anumite chestii în mine, refuzam să cred că se schimbă. Și ușor, ușor s-au dus toate chestiile alea. Și am început să simt exact ce am nevoie, nu ceea ce îmi închipu eu că am nevoie, care se potrivește și cu distracția, care se potrivește și cu jobul care l-am, o persoană eu așa o căutam, care se potrivească cu toate celelalte lucruri. Și asta ziceam că vine oricum pe parcurs. Când ești tu obosită și ai răspunsurile alea sincere și direct așa și nu stai să le gândești și ai fața de copil, atunci simt cel mai mult. Că același copilărism cum l-am și eu, dar tu nu ți-l arăți. Sau nu l-ai arătat până acum? Și ție ți-e frică că te arzi? N-am, oricum n-am nimic de pierdut, timpul meu oricum trece. Și dacă și e să fii tu cu adevărat pentru mine, bine, dacă nu... Cum crezi să te arde? Prin faptul că eu am trecut peste lucrurile astea care pentru tine au fost nesemnificative. Ok, spune-mi ce înseamnă. Ia-o tu și îmi spui mie dacă nu sunt din ego-ul tău. Suntem afară, pune situația afară în care tu nu vezi lucrurile astea. Bă, dacă nu le-aș fi văzut și n-aș fi simțit și n-aș fi știut și n-aș fi aflat niciodată despre... Mă, erai afară despre... și vedeai, puneam un story și vedeam un story cu o fată și râdeam cu ea în mașină și făceam story cu ea. Și mai vedeai un story cu încă o fată, peste două săptămâni. Îți zic eu ce s-ar fi întâmplat. Așa. Noi doi nu am mai fi discutat. Dacă eu eram afară. Noi doi, nu mă mint, eu știu cum eram eu afară. Mă, dacă aveai 40 de gagii până să vii aici și aveai 40 de relații și te comportai cu toți la fel, da, tu ai avut două relații. Și în ambele a fost la fel. În ambele a fost la fel, că ai urmărit același tip și același tip de bărbat. Băi, Antonio, eu știu cât de geloasă sunt, eu știu. Lăsând în urmă absolut tot și faptul că m-am apropiat de tine și faptul că se țin din nou de mână, da? Și îți dau încredere. Nu ți-am rupt niciodată încrederea. Eu cum am fost eu, atât de retardat, eu asta ți-am dat, încredere. Pentru că eu ce am scos pe gură, eu n-am venit niciodată să zic ție, Maria, mie îmi place de tine și a doua zi să mă vezi cu Giulia. Eu ți-am zis, Maria, nu-mi place de tine, eu nu te vreau, Maria. Nu vreau, nu-mi place tipul tău de personalitate. Și ziceam exemple ce nu-mi place la tine. Ok, am fost nebun, dar am spus dinainte și mi-am asumat tot cum am văzut și cum am gândit-o. Nu ți-am zis că mi-a plăcut așa ca să mai am o șansă cu tine mai târziu? Sau e greu să crezi în planuri de viitor cu mine, nici nu cer chestia asta. Dar poți să, nici nu o fac. Poți să ai încredere că dacă e să nu mai simt pentru tine sau dacă e, nu o să te min niciodată. Nu mi-e bine. O să zic, nu mi-e bine, nu o să renunț în prima, că nu mă aștept să fie în fiecare zi bine și dacă nu e bine. Dar dacă o să simt că nu mai e bine și e ceva în regulă, eu o să spun și o să-ți verbalizez de fiecare dată. Și asta cer și eu de la tine. Întrebare. Așa e de obicei sau? Da. Cu oricine? Afară mă luam, puteam să fiu mult mai selectiv, că vedeam ce persoană merită timpul meu sau nu. Aici timpul meu e aproape nimic. Că n-aveam ce să fac cu el. Ori stăteam singur sau îmi canalizam energia într-o direcție care să mă facă să mă simt bine. Și lucrul ăsta se întâmplă acum și cu noi? Așa ți se pare ce când am zis? Te întreb, eu îți spun o întrebare, Nu trebuie să simți deranjat. Parcă nu simți ceea ce încerc eu să-ți arăt. Și nu prea pot prin cuvinte, prin chestia asta, că te pup sau că te îmbrăț. Sau... Chestiile astea nu le-ai văzut la mine până acum, cu nicio altă persoană. Cum crezi că ar fi fost relația asta dacă tu n-ai făcut? De ce pentru tine face așa mare diferență treaba asta? Uite. Nu face diferență și mă gândesc și acum. Uite, exemplu, eu dacă vreau să te iau să plecăm într-o vacanță și așa. Eu știu că tu o să vrei să-ți iei și copilul, că e normal. Că vrei să se bucure și el, copilul tău, eu înțeleg. De poate aș vrea să merg într-o vacanță doar eu cu tine. Eu ți-am spus că tu nu cunoști nimic despre viața mea. Din partea familiei mele eu am avut sprijin din totdeauna. Da, din totdeauna. Adică dacă am vrut să plec la dracu să mă ia, păi m-am dus la dracu să mă ia și copilul meu era în siguranță. Tu subliniezi,
constant treaba asta. Îți spun sincer că nu mă faci nici pe mine să mă simt bine. Nu, dar eu nu vreau să te fac, eu vreau să discut cu tine și să înțelegi de unde și cum. Și dacă era chestia asta, gen ca și cum mi s-a părut ceva prea mult și tu pentru că nu te deschideai, mi s-a părut și mai mult. Concepția mea despre viață n-a fost niciodată așa, a fost, ți-am zis, cum vedeam eu de unde am plecat cu gândirea. Ți-am zis că eu mă gândeam că eu să-mi iau de față o femeie care e virgină, deci gândești de unde am plecat eu cu concepția. Și după aia cum am evoluat și cum simt nevoia să vizitez lumea, simt, am adică niște chestii în mine și eu mă gândeam că tu, având copil, tu nu o să poți să faci chestiile astea. De unde să știu eu? Eu de asta discut cu tine, eu nu... Îți dai seama că nu mi-aș neglija niciodată copil, păi, pentru nimeni și pentru nimic. Tocmai, că te văd cum ești și cum... Dar asta nici nu înseamnă că eu n-am mai trăit. N-aș vrea să te pună postura aia. Am avut momente în fosta mea relație când am avut vacanțe și cu copilul și așa. Și am avut perioade când eu am vrut să, nu știu, să organizez o vacanță, să așa, de 2-3 zile la munte, știi? Nu știu unde. Doar noi doi și nu s-a vrut, nu s-a putut, nu s-a... Sunt multe lucruri pe care tu nu le știi. Păi și tocmai, eu cum să te cunosc pe tine și știu că înțeleg că nu vrei să le zici aici, dar dacă nu le vorbim pe astea, eu n-am cum să te cunosc pe tine atât de bine și eu îmi fac în capul meu ideile mele, înțelegi? Da, dar despre oameni din trecutul meu nu vreau să vorbesc. Nici eu nu vreau să vorbesc despre oameni din trecut, dar pot să povestesc despre tine cum erai și ce... Nu s-au putut, ok, n-a vrut el, nu-mi zici ce caracteristici avea el sau ce făcea el și ce nu vrei. Sau poți să-mi spui și ce făcea el și ce nu vrei să mai fac eu ca să văd dacă poate sunt și eu anumite chestii pe care le făcea și el și le fac și eu și nu-ți convin. Eu apreciez, eu nu zic că nu. Dacă ai fi venit și mi-ai fi spus lucruri mari și cuvinte mari, atunci mi-aș fi pus un semn de întrebare. Păi și vezi și acum de ce, deci, și ce să-ți zic când vine, eu mă gândesc la chestiile astea, ok. Sunt anumite lucruri pe care, dacă noi chiar vrem să facem relația asta să meargă, eu vreau să le știu dinainte să, bă, să văd cum, să găsim ceva, o cale de mijloc sau să-mi explici, poate nu-i ca în capul meu și poate e mult mai ușoară treaba și poate, na, să ne închipăm așa cum ar fi viața noastră. Cum vezi tu că ar fi, că tu poți să vezi mai bine asta, că tu știi cum e să ai un copil, eu nu știu cum e să ai un copil. Mai atât timp cât îți dorești, lucrurile funcționează și le cauți soluții și găsești soluție la orice pe fața pământului, să găsești o soluție. La orice. Știi ce aș putea eu să fac acum? Să-ți zic tot ce vrei să auzi tu. Nu, păi eu nu vreau. Eu vreau să zici tu ce e pe bune. Da, Antonio, o să ne plimbăm, o să ne ia toți dracii. Nu, asta am zis. Fără copil, o să avem numai momente de fericire, numai... Asta am zis. Totul ușor, totul rău, nu există așa ceva. Exclus. Nu mă înțelegi. Da. Cu copil. Siguranță așa a și fost. Că presupun că în cealaltă relație nu te-ai dus, ai venit cu partenerul și din acel moment ați avut o viață între ei. Sau așa a fost? Au venit treptat și acolo, tocmai asta zic. Se pune o presiune pe care eu pur și simplu nu este înțeleg, nicio n-am presiune. Dat piept cu ea. Maria, nu este nicio presiune, dar sunt niște lucruri despre care mea. Mie mi se pare că tu nu vrei deocamdată să vorbești pentru că tu ești ca omul ăla care dacă n-ai o soluție, mai bine nu vrei să vorbești despre situația aia. Nu, nu este deloc dar, așa. În condițiile în care voi vorbiți de lucruri foarte serioase, să vă întemeiați o familie și există această variantă ca voi doi să ieșiți de aici căsătoriți, îți place, nu-ți place, trebuie să te gândești ce Dumnezeu o să faci, că în general oamenii căsătoriți se duc acasă și au o viață împreună într-o casă, sub același acoperiș. În momentul de față, după cum mine știe toată lumea, eu m-am mutat de câteva luni bune de zile acasă la sora mea, la familia mea. Okay. Până atunci stăteam într-o altă zonă, diferit, tot diferit. Cu fostul partener? Da. În țară? Da. Ok. Vă dați seama că dacă am ieșit de aici, nu știu, variante sunt. Nu pot să zic, ieșim mâine, poi mâine de aici, mergem, ne cumpărăm o casă, facem super planuri de viitor. Nu, cu siguranță vom închiria ceva, vom sta și în București, probabil vom merge și la familia lui. Adică, ca fiecare zi. Variantele sunt, putem să plecăm și în Liverpool. Sunt multe variante, dar noi lucrăm acum cu niște date nesigure. Adică, da, știu, dar putem să facem multe planuri. Trebuie să luați în calcul că există acest copilaj de 7 ani care are și el o școală.
Știu. O liniște, o casă. Și credeți că suntem așa de irresponsabili încât să nu ne gândim la chestiile astea? Doar păreți că așa din discuții. Păi, părem că nu luăm, noi luăm. Dar nu ați discutat despre lucrurile astea, la modul cel mai serios. Cum putem discuta despre chestii pe care noi nu știm? Eu cel puțin nu știu ce e afară. Eu am venit din Anglia aici, am stat 3 zile, eu nu am viață în România, eu n-am avut o viață în România. Ce să vă spun? Ce s-a întâmplat acum 7 ani? Vă dau date despre acum 7 ani. Ce se întâmplă, Antonio? O să știi chestia asta când o să fii tată. În momentul în care ai un copil, nu te mai gândești la ce fac eu, te gândești în primul rând să-i fie lui bine și să-l securizezi emoțional. Da, și tata m-a securizat emoțional și n-a fost în fiecare zi lângă mine. Tata a fost plecat majoritatea timpului și tata m-a crescut foarte bine. Da, da, era tata. Păi e tata și eu o să construiesc o relație cu băiatul Mariei, cum o să fie datele probleme, o să-mi dau seama. Cred că am capacitatea de a înțelege fiecare situație și cred că am fost pus în multe situații pe care nimeni nu știe de aici și cât de greu mi-a fost și cât de ușor am trecut peste ele și deci de aceea vorbesc cu lejeritatea asta pe care pe nimeni nu înțelege. Uite, o să-ți spun o chestie. În principiu oamenii, hai să spunem, într-un cuplu obișnuit, se întâmplă că ei doi se căsătoresc și la un moment dat în viața lor apare copilul. Da. Și să spunem că în alea 9 luni au timp să se pregătească, să citească, să-și imagineze cum o să fie. Și vreau să-ți spun, incluzându-mă pe mine aici, că ce credeam, ce îmi imaginam, ce am citit, aproape că n-are nicio realitate nicio legătură cu... Păi asta spun și eu. Ce viața în momentul în care vii... Până nu mă lovesc de datele problemei exact, până nu am o întâlnire cu copilul, până nu o să ieșim de aici, ce îmi imaginez? Pot să pun atâtea lucruri ipotetice și atâtea lucruri în capul meu? Am sute de variante pe care să merg. Da, dar este un pic... cum să spun? E o mare diferență între... Eu... cum o să facem? Că eu nu mă văd mergând la plajă cu... Am spus chestia asta, nu mă vedeam direct să... Acum ies din casă, gata, Marie, hai. Cam sunt... câte trebuie o săptămână? Nu știu. Pentru mine sunt un om care mă adaptez foarte repede. Eu am luat tot de la zero, cred că de 7-8 ori în viața asta. Schimbat de locuințe, schimbat de case în ultimii ani. Pentru mine nu e greu să iau de la zero și să încep ceva, să construiesc ceva. Eu de asta știu, v-am zis, vorbesc cu lejeritatea asta, pe care poate multă lume nu înțelege. Și eu consider că sunt irresponsabil. Dar eu știu despre ce vorbesc și știu prin ce situație am trecut. Nu știi. Mă rog, în asta cu copilul, nu știu. În asta cu copilul, da. Dar am spus, știu de cât de capabil sunt eu să iau de la zero și să încep o nouă viață cum trebuie. Eu știu ce responsabilitate este în viața mea, știu că școala copilului este aici, știu foarte multe lucruri și nu sunt și n-am fost niciodată. Dacă în 7 ani nu mi-am permis să fiu și irresponsabilă rând, față de copilul meu, cu siguranță nu voi fi nici de acum încolo. Trebuie să fii foarte atentă cu latura lui emoțională. Cu siguranță. Și cu tot ce se întâmplă. Tocmai de asta, dacă l-aș fi luat pe Antonio și l-aș fi pus în fața lui Amir și l-aș fi aruncat pe Amir așa, într-o relație cu el, da, uite, atunci era o problemă. Tu, de exemplu, că ai tăi de acasă n-au putut să se consulte cu tine. Apropo de mesajul acela pe care l-a trimis copilul pentru Antonio. Am rămas surprinsă. Adică, dacă te-ar fi întrebat înainte, ai fi fost de acord să transmit acest mesaj? Într-o oarecare măsură, da, nu cred că ar fi fost nicio problemă. Adică să spunem, dacă Maria era afară, da? Și întâlnea un, nu pe mine, întâlnea un băiat și intra într-o relație. Și avea două, trei întâlniri cu copilul, că ea considera că e ce trebuie și pe aia se dovedea că nu e ce trebuie. Ce putea să facă? Păi de asta, în principiu, asta sunt chestii trebuie să aștepți, nu știu, cred, nu știu, habar n-am. Nu... În principiu, cred, nu știu dacă o să ai posibilitatea să vorbești cu Eduard Puiu, să-ți explice un pic. Cred că de asta e bine să nu arunci copilul în primele luni. Asta tot încerc să spun și toată lumea mă ia de nebună. Da, da, știu, replica colegilor mei a fost, da, și ești căsătorit. Da, da, că e o situație total atipică. Da, normal că ei sunt căsătoriți, dar... Adică... Trebuie să faci foarte cu mănuși orice ai face pentru știu, el. Sunt conștientă de asta. Și cred că așa am făcut de când mă știu și de când sunt. Dar, având în vedere că voi vorbiți despre căsătorie, deja lucrurile se schimbă. Eu asta încerc să vă spun.
E ciudat, e neașteptat. Da, e ceva neașteptat pentru restul lumii. Pentru noi, și cum o simt eu pe aia ca om și prin ce experiențe am mai discutat și a trecut și ea, nu se adică, pare. Eu nu încerc acum să vă fac să dați înapoi. Doar că sunt lucruri despre care chiar trebuie să discutați și am remarcat la tine, Maria, tendința de a refuza să intri în profunzimea lucrurilor. Tocmai spuneam cum spuneam și mai devreme. Probabil că ce nu știi te sperie și preferi să cumva să mai amâni momentul. Dar voi chiar trebuie să aveți o discuție foarte serioasă. Și sigur o să avem pe chestia asta și am început să avem discuții. Avem în vedere că vorbim mai serios și așa de 3 zile, cred că avem și avem foarte multe discuții în foarte multe direcții despre cum o să fie viața noastră. Pe care l-am văzut, am văzut oarecum că tu și în filmul ăla nu te simți înțeles de mine. Da, Hatice, dacă aș fi să analizez și eu filmulețele voastre, aș putea să am foarte multe lucruri de comentat, dar vorbim de filmulețul, de filmulețul, în continuu ai și spus, ieri am vorbit ceva și ai venit și m-ați luat și la un moment dat m-ați luat pe canapea în brațe și a zis, alte relații nu încep așa, dacă începe totul roz, adică veniți, vorbiți una o dată, după aia vorbiți alta. Eu sunt de aceeași părere. Nu știu ce... Asta și susțin, pentru că așa fost la noi. Este, și când ai venit în casă, ai spus, vai drag, am văzut chestiile astea cu voi, acum mi se pare oarecum fals că sunteți atât de bine. V-am zis eu, adică despre altă lume poți să o gândești așa, dar despre tine nu. Eu am venit de afară nu. Și v-am zis chestiile astea. Adică când sunt în casă, Antonio, v-am spus alte lucruri. V-am întrebat de gelozie, ce am observat. Da, da, v-am întrebat de lucruri care sunt... Eu ți-am zis că în filmuleț o să vezi că nici acum tu nu te simți înțeles de Maria. Ai spus-o tu. Cu ce anume nu se simte? La sfârșitul filmulețul i-a spus, tu nu mă înțelegi. Da, pentru că ea a crezut că eu vreau să țin în vacanțe în continuu și la chestii de genul. A zis că vrea să mi-a spus că o să spună ce vreau eu să aud și am spus că eu nu asta vreau să aud, să nu înțeleagă lucrul ăsta. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem comunica și nu putem să avem discuții lămuritoare. Dacă suntem aici analiști, o să încep și eu să analizez relația ta, Hatice, și o să găsesc foarte bine. Asta ați făcut de la început. Vrei să încep acum, că voi ne-ai făcut mereu. La noi e singura dată când chiar am dat cu părerea și nu e bine. Dar voi ați putut să vă dați toți cu părerea. Dar acum când ești până la mijloc, nu se mai poate nimica, pe nu e. Și tu ți-ai dat cu părerea despre toți oamenii de aici. Când mi-am dat, spune ultima părere pe care mi-am dat eu despre tine sau despre... Despre toți. Nu văd pe nimeni să spună altceva în afară de tine. Deci începi să ataci și da, să... Nu e cazul, da, știu, da. E Hatice, nu cunoaște. Adică e Hatice, că nu te înțeleg. Nu atât am avut de zis. Tu ești Antonio, te știm cu toții. Stânga-dreapta, exact, stânga-dreapta. Tocmai, de ce vă mai simțiți uimiți? E Hatice, eu nu înțeleg, unde vrei să bați? Că voi nu aveți argumente decât ce am făcut eu cu Roberto acum 3 luni. Asta vă legați voi. Am putea să mă leg de mai multe, să zic, păi că mi se pare că cuplul vostru o să pot să văd în ambele direcții. Ți-am spus, sunt păreri pe care pot să le dau contra voastră și păreri pro pentru voi. Le văd pe ambele. Eu îmi văd de drum și nu vă spun. Ultima părere pe care mi-am dat eu despre voi a fost când am fost cu Roberto chestia aia. Și ce am mai făcut și eu, păreri, eu v-am pus niște întrebări care vă deranjează. Ai stat de vorbă și cu Irina că eu l-aș lăsa pentru că nu mă simt dominat. Adică multe chestii. De ce acum tu ești în postura asta, nu reușești să accepti. Au fost chestii ipotetice, nu am spus ceva. Păi și noi vorbim din ce ipotetic. Tu ai spus la voi. Eu am spus chestii ipotetice, tocmai. Care pot fi... Și voi puteți să vă puneți întrebări despre chestii ipotetice. Eu n-am spus nimic despre ce faceți voi exact în momentul ăsta. Dar, la următorul material, eu o să fiu primul om care o să spun... Asta este diferența între noi și tine, Antonio. Noi îi spunem pe ceea ce tu spui și tu spui chestii ipotetice. Da, tocmai. Eu nu vreau să atac. Eu doar mă gândesc. Dar nici noi nu vrem. Nu știu de ce te simți atacat. Vorbim filozofic. Nu știu de ce te simți atacat. Dar nu poți să faci diferență, că ai avut și un task, ai avut un interviu și o luai pe Irina direct personal. Da, și a reușit să schimbe și interviul, spunea ea întrebările. Eu am făcut interviuri toată viața și eu nu mai interviu vreau să făcut, ceea ce am simțit, crede-mă, adică și nu am zis că nu. Ce-ai făcut foarte bine. Tocmai. Eu zic că îi spui la mulți ani, Hatice. Da, totuși, mă scuzați. E în afară de... De? Da. Ce? Nu știu. Mă, mai adică... și la cealaltă cupluri, păi văd să râde cel mai puțin.
Anul rând? Eu n-am văzut. Păi și ce trebuie să râd la orice văd pe acolo, că nu înțeleg. Nu știu, eu așa am văzut că funcționează în curvă, facem glume, ne simțim bine cu altul. Dar ai stat tu lângă mine și ai văzut că n-am râs sau nu înțeleg. Mai gata, că am dat foc. Bun, hai că care și-a dat foc ești tu. Să dai tu la valiză singur. Crede-mă, nu noi. Nu noi, pentru că tu te lupți cu armele tale, Antonio. Hai, bebe. De unde am plecat și unde am ajuns?